Se pare că gripa a mai făcut un pas înapoi și situația revine la normal, chiar dacă sunt înregistrate și decesuri din cauza virusului gripal de tip AH1 sau de tip B. Comparativ cu săptămâna precedentă, avem o diminuare a numărului cazurilor de gripă. Din păcate, mai sunt cazuri de deces care au fost raportate și zilele trecute. Cei de la Sănătate ne asigură că au fost luate toate măsurile necesare pentru a combate epidemia de gripă din țară. Dacă într-o eventualitate nefericită se agravează situația, evident că vom interveni. Dar tendința este în diminuare a impactului virusului gripal. Săptămâna aceasta o monitorizăm în continuare. Deci noi zilnic vă prezentăm informația și vedeți și dumneavoastră. Suntem foarte deschiși, în fiecare zi vă raportăm. O să vedeți și o să simțiți inclusiv în măsurile care vor fi luate și în continuare. Am dat numărul cazurilor de gripă clinică, constituie 1200. Din cele 12 persoane decedate din cauza gripei, 10 au fost diagnosticate de virusul AH1N1 și 2 de virusul gripal de tip B.